Minunat! Vino să vezi un film eveniment. Oh, vai, ce drăguț! Din lumea magică a boneilor. Un loc plin de magie, muzică. Oh, da, da! Da, la revedere. Faptul că debutează ca personaj negativ într-un dublaj de desene animate, mie mi s-a părut o idee absolut senzațională. Încă de la început am acceptat cu plăcere. Este pentru prima dată când fac așa ceva. Nu știu dacă are legătură cu faptul că sunt tătic, dar abia aștept ca fiul meu să meargă la cinema atunci când va putea să înțeleagă mare lucru de acolo și să zică, uite-l pe tati, auzi-l pe tati, mi se pare foarte tare. Oh! Între mine și personajul dublat nu există absolut nicio asemănare. Nu sunt atât de isteric, sunt din contră, sunt foarte calm. E fascinant! Și ce poți face cu adevărat? Uite că acum mi-am descoperit o latură pe care ar trebui să o explorez mai mult, dar evident din punct de vedere profesional, evident. Ordinele sunt bune, îmi place să dau ordine. Dar tu cine ești? Cine ar trebui să fii? Mie mi se pare că pot. Acum sunt cu adevărat regele Storm! Cea mai mare provocare în interpretarea regelui Storm, Storm King, mi s-au părut acele momente când... Adică a trebuit să mă duc foarte mult, să mă duc exact ca la teatru, trebuie să te duci foarte, foarte mult, apoi să încep să scazi. Nu mă credeam în stare, repet, fiind prima încercare de acest gen, mie mi-a plăcut. Sper să se bucure și copiii și să nu-mi ia nume de rău, să nu se sperie de mine. Eu sunt un tip foarte calm. Obișnuiește-te! Te-am folosit! Asta fac de obicei! Cred că în acceptarea rolului a cântărit foarte mult faptul că sunt tătic, pentru că mă pun oarecum în pielea copiilor și cred că mă regăsesc cumva în ei. Ei sunt o oglindă a noastră și se pare foarte mișto. Da, da, a prieteniei și a florilor și a poneilor! Salut! Din 13 octombrie, My Little Pony. Filmul ajunge la cinema, iar pe mine mă veți recunoaște ca regele Storm. Voi stârni furtuna printre ponei! Vă pup! My Little Pony. Filmul din 13 octombrie la cinema.